De ziua de naștere a tatălui ei, Carmen de la Sălciu a făcut public o fotografie în care apare alături de acesta, în descrierea cărei a scris un mesaj emoționant: la mulți ani, tate inimă roșie! Te iubim și te prețuim persoană cu mâinile împreunătăute în lușochis, inimă roșie, tort aniversar! Să te țină Dumnezeu sănătos! Îți mulțumim pentru tot ce am moștenit de la tine! A fost mesajul scris de Carmen, cu ceva vreme în urmă, în cadrul unui interviu. Carmen de la Sălciu a povestea că a trecut prin clipe grele în copilărie, atunci când părinții săi și ai surorii sale au decis să se despartă. Când mama și tatăl lor s-au despărțit, ele au ales să rămână alături de cea care le-a dat viață și o lungă perioadă de timp nu au păstrat legătura cu părintele lor, care a și făcut închisoare. Nu am mai discutat cu el 5 ani de zile. S-a terminat divorțul, el a plecat la Timișoara. M-am întâlnit cu tatăl meu după vreo 5 ani, într-o pușcărie. El intrase în pușcărie pentru că justiția s-a autosesizat că nu plătise pensia alimentară. Eu când am aflat, atunci mi-au revenit sentimentele. El întotdeauna fusese tatăl meu, dar când am aflat treaba asta, oarecum s-au amplificat. Am mers la medic pentru că, la un moment dat, am început să devin așa panicoasă. Cum primesc și foarte multe întrebări și toată lumea mă întreabă de ce nu rămân gravidă. M-am dus să fac un control, amândoi ne-am dus, dar se bazează mult faptul că nu am copii și pe fond de stres. Eu sunt mereu plecată, programul de odihnă este unul haotic și atunci probabil că trebuie să ne luăm un concediu. Să lăsăm totul și în mâna lui Dumnezeu, pentru că El decide. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.